Dar de fapt am trei invitații astăzi la emisiune. Îl avem pe Eduard Sanda, care are 25 de ani. Apoi 5 ani are sora lui, și anume Elisabeth Sanda. Și aici avem un Melk care are 5 zile sau 5 luni. Cum îl cheamă pe Melk? Ai un Melk. Cornița. Cum? Cornița. Uite-l pe Corniță. Stai că Corniță e fetiță. Are... Poți să-l scot aici? Uite, aici ai făcut-o așa un loc unde stă Melcu și gata, uite, putem să-l punem aici și tu știi să-i cânti? Melk, Melk, Cotobel? Da. Știi? Și da. El se, îl iei cu tine acasă? Nu. Dar el se plimbă așa prin casă când îi cânti? Ia, cum e pe ăsta? Melk, Melk, Cotobel, scoate coarne, bourăși și te duci la baltă și bei apă caldă și te duci la Dunăre și să bei apă tulbure. Da, mă. Bravo. Scoarte coarne bourești. Haide să vedem, uite, aproape gata. El te-a auzit, ce crezi? Cred că o să înceapă să meargă. Avem un Melk, oameni buni. E pentru că astăzi Eduard Sanda a venit cu sora lui, care vrea să vină la noi la emisiune. Știi că ești foarte frumoasă? Și am înțeles ceva, ceea ce mi se pare incredibil, că tu, Elisabeth, chiar dacă ai 5 ani, tu știi chiar toate piesele frățiorului tău. Da, ea le știe pe toate dinainte să le lansez. Deci ea le ascultă, dar am înțeles că le și cântă, da, nu? Da. Eu orice piesă, da, a început să și cânte, dar orice piesă pe care vreau să o lansez, întâi îi trimit mamei. Să rămână mama lui Eduard, să rămână mama lui Elisabeth, așa? Îi trimit, le ascultă pe box acasă și ea, deci, piesa asta nouă pe care am lansat-o, ascultată de 2 ori. Și după și învățat-o pe toată. Asta înseamnă că trebuie să fie succes. Pentru că un copil, dacă ascultă și o mai vrea încă o dată, înseamnă acolo se testează piesele. Exact, și surprinzător că și cântă pe ton. Adică nu prea falsează așa. Și chiar mă gândesc serios dacă să înceapă și eu o carieră chiar așa de mică. Foarte frumos. Păi, dacă stai bine să te gândești, soția ta, Cleopatra Slatan, a început de mică. Când cred că era de vârsta ei. Da, ea a început la 3 ani. Ea are 4 ani, dar merge. Adică dacă se apucă pe la 5 ani e ok. De asta zic că în familie există cum ar veni sămânța asta de mic. Da, cred. Și acum și m-aș bucura. Soția... Vrei să te faci și tu cântăreață? Da, de Blackpink. Am înțeles, are și o formație preferată. Bine, vezi, tu vrei coreană. Să faci cântăreață. Ea deja are formația ei preferată, are tot ce vrea și acum... Ea deja are planul stabilit. Exact, vrei tu să-i strigi planurile. Da. Bun, cum vă înțelegeți? Cum e? Foarte bine, foarte bine și încă mai am momente în care stau și nu realizez așa că ea e sora mea. Nu știu de ce, dar e foarte frumos și mă bucur în fiecare zi de ea că o am. Și ea se bucură și mereu îmi spune mama că, uite, mi-a zis că e dor de tine, că ce faci când mai vii pe acasă, că... Și deja ea începe să simtă niște lucruri. Și de tine a zis că e dor. Deci zicea, când mă mai duci pe la Măruță, că mi-e dor de el, că mereu îl văd la televizor. La mine poți să fii mereu, de câte ori vrei tu, eu pot să-ți dau o cheie de aici și dacă vrei, intri când vrei tu. Ce zici, facem așa? Îți place de Cătălin? Da. Da, mai iau și Melcu cu mine. Păi da, normal că și Melcu. Și tu și Melcu, veniți de câte ori vreți aici. Dar mi-ar plăcea un fel de pui care scoate în fiecare zi coarnele. Păi și ăsta scoate coarnele, dar acum are emoții că e la televizor. Și când e la televizor, el e emoționat. Dar dacă îi mai cântăm sau dacă asta, dacă vine și cântă ciucă, scoate coarnele și tu știi cum fuge? Zici că e iepure. Uite-l pe ciucă acolo, ia zi. Bună, ciucă! Bună, bună ciucă! Bună. Ciucă. Yes? Da, să vezi cum ce frumos cântă ciucă. La fel ca mine. Noi avem o trupă, amândoi. O trupă. Eduard, mă bucur mult că ai venit cu Elisabeth. Ai o soră superbă. Și acum mi-aduc aminte că la un moment dat, cred că am văzut-o într-o fotografie, sau dacă nu mă înșel, când abia se născuse. În prima zi. Da, în prima zi. Doamne, ținte și că am vorbit cu mama ta și parcă ieri a trecut timpul ăsta. Deci mi s-au tăiat picioarele instant când am ținut-o în braț. Era... Atât, deci cam așa. Uite acolo pe mama ta, o mamă tânără, frumoasă și extraordinară. Săruna mama. Cea mai frumoasă. Cea mai frumoasă. Și acum e și mamă soacră. Da. Exact, e și mamă soacră. Trebuia... Foarte frumos. Da. Și mâine, poi mine, aflăm că, de exemplu, poate să fie și bunică. Iar, nu chiar mâine, poi mine. Bun. Vrei să cântăm lui Cătălin ceva din piesa asta a mea nouă pe care o știi? Ia să vedem, hai să vedem. Încep eu și termin. Perfect. Tu, da? Și apoi o cântăm și pentru cei de acasă. Ia. Uite, zi, fii atent. Te rog, nu te supăra. Te rog, nu te supăra. Ești fa vacanță acum
în inima ta. Și atunci când voi ateriza, destinația să fie dragostea ta. Bravo, bravo! Yeah, yeah. Haide că Elisabeta Sanda știe chiar toate versurile, ceea ce e foarte frumos. Eu zic să ne cânti astăzi piesa asta. Și noi să avem în continuare grijă de Melk. Stai să-l punem în căsuța lui, da? Și să nu uiți, oricând vrei să vii aici la emisiune, te așteptăm cu mare, cu mare drag, da? Perfect. Eduard Sanda cântă, oameni buni. Piesa este nouă, puteți să o găsiți și pe YouTube. Cum se numește? Vacanță în inima ta. Asta e, vacanță în inima ta, Cleopatra. Vacanță în inima ta, te salutăm, e la Chișinău. Toată lumea e cu gândul la vacanță. Și am zis, de ce să nu fac o piesă care se potrivește perfect cu sezonul ăsta? Să-ți spunem ceva, unii chiar sunt în vacanță și salutăm. Păi unii, dar vreau și eu. Iar plantă deja e în vacanță, noi încă suntem la muncă. Dar ne gândim că e vacanță în inima noastră. Corect. Eduard Sanda, mulțumim mult de tot. Cleopatra, te salutăm. Iar voi ascultați piesa aceasta, căutați-o pe YouTube, lăsați-i comentarii și să ne cânte Eduard Sanda. Te rog, nu te supăra. Interesant că atunci când te văd, ca un copil zâmbesc. Când te cuprind în suflet e prăpăd, visul perfect, nu vreau să mă trezesc. Hai să facem schimb de stări, și într-o secundă iubirea te inundă. Din atâtea încercări tu-mi dai emoție profundă. Te rog, nu te supăra, mi-aș lua vacanța acum în inima ta. Și atunci când voi ateriza, destinația să fie dragostea ta. Așa cum o faci tu, în marea dragostei vreau să plutim. Aruncă-te în valul meu acum. Hai să facem schimb de stări, și într-o secundă iubirea te inundă. Din atâtea încercări tu-mi dai emoție profundă. Te rog, nu te supăra, mi-aș lua vacanța acum în inima ta. Și atunci când voi ateriza, destinația să fie dragostea ta.